Eu sunt Adrian și am copilărit în locurile astea și am o legătură afectivă și am să fiu subiectiv, dar acesta este unul dintre cele mai frumoase locuri, după părerea mea, din Moldova, și peizajistic și de valoare istorică. Este un loc de patrimoniu mondial absolut sigur. Copilărit cei mai frumoși ani din viață, am copilărit aici, am prins, deci am cu sensibilitatea unui copil am descoperit locurile acestea și acum le redescoper din alt punct de vedere. De ce nu este cunoscut? Pentru că nu este infrastructură, probabil. Odată cu infrastructura, puțin cât puțin o să vină, dar să știți că lumea tot mai mult și mai mult vine. Eu de câțiva ani vin mai des aici și încerc să descoper niște cărări interesante din punct de vedere istoric. Grota de la Druitoarea este de același nivel ca grota Chauvet, Pont d'Arc, grota Lascaux din Franța. Sunt niște lucruri de descoperit. Cu muzica, completează și e o întâmplare absolut fericită să unești frumusețea locului, a naturii și cu muzica. Este un eveniment de sărbătoare, eu zic că e fericit întâlnirea aceasta noastră și dacă o să răsune aici o muzică academică, în seara asta o să fie un eveniment deci, care de 600.000 de ani nu s-a mai întâmplat.